Cel mai bine plătit loc de muncă vacant din Republica Moldova, declarat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, este pentru poziția de director la o companie producătoare de cosmetice, parfumuri, bijuterii, care își desfășoară activitatea în Chișinău. 20.000 de lei pot fi sursă de venit pentru viitorul consultant în domeniul alimentației publice al complexului turistic din satul Puhoi, raionul Ialoveni, iar 15-20.000 de lei se oferă pentru 3 mașiniști la excavator care vor activa la cariera de granit și pietriș din Soroca și un geodez care va fi angajat în Chișinău. Candidații perfecți este necesar să aibă experiență. Totodată, 15-20.000 de lei se oferă unui mecanic auto din Chișinău, iar 10-20.000 de lei poate fi salariul lunar pentru 3 sudori și 2 ingineri care vor munci în Chișinău. Asistența medicală prespitalicească și Spitalul Clinic Militar Central din municipiul Chișinău sunt în căutare de 30 de medici cu sau fără experiență care vor lucra în regim de urgență și vor acorda asistență bolnavilor. Medicii vor fi remunerați cu un salariu maxim de 17.000 de lei. Câte 15.000 de lei se oferă unui inginer, 2 manager IT, un diriginte de șantier, 2 analiști și un consultant în sisteme informatice, 2 mașiniști, 3 conducători auto și un lăcătuș mecanic auto. Viitorii angajați își vor desfășura activitatea în Chișinău. Locurile de muncă disponibile pot fi accesate atât de femei cât și de bărbați.